Dragi cetățeni, nu există pericolul lichidării statului. Statul nostru este lichidat deja de hoți, pentru că ei ne-au lăsat fără justiție. Nimeni nu poate să ne apere pe noi. Asta înseamnă stat. Când cineva ne protejează interesele, când cineva are grijă de noi, ori statul ăsta nu există. Hoții ne l-au lichidat. Cine noi trebuie hoții? Să scăpăm de hoți cine sunt hoții? Să ne reconstruim statul ca să aibă grijă de noi. Asta este pericolul cel mare. Mai aveți 30 de secunde, mai am o întrebare. Da, foarte, foarte rapid. Stimați concetățeni, sunt de acord cu aceea că trebuie să scoatem hoții din țară. Hoții sunt Filat, care a fost șeful de partid al doamnei Filat. Plahotniuc, care a votat pentru doamna Sandu. Doamna Sandu a fost membru la trei guverne oligarhice. Filat, Gleancă și Gaburici. Ei ne-au furat țara. Ea îi reprezintă pe ei. Ei o susțin acum în campanie electorală. Ei vrea să fie membru și candidat al Alianței pentru Integrare Europeană. 1, 2 și 3. Nu vă dați amăgiți. Vedeți cine este ea. A fost la guvernare ultimii 7 ani.